Spune că era unul care ce făcea? Era unul care păzea cu grijă poruncile din tinerețea lui. Și era un moral și religios. Moral și religios. Dar avea și o problemă, nu putea să renunțe la ce? Da, la bani, la toate posesiunile care le avea. Puțin tineri ca dânsul, azi. Așa e urmă. Dar avea o problemă. Parcă e aparent nu-i mare tare. Hai să vedem unde vrea să ne aducă autorul. Ce sentiment a avut Iisus față de el, potrivit cu versetul 21? L-a iubit. Iisus l-a iubit. Care a fost singurul lucru care i-a lipsit acestui om potrivit cuvintelor lui Iisus? 21. Îți zicește un singur lucru. Du-te și vinde tot ce ai. Să vândă tot ce are. Să dea la săraci. Să dea la săraci. Și să aibă o comoară în cer. Și dacă noi, pentru cei care ați fost la institut, știți că nu putem scoate versetul din context. Mulți au acest verset și spun că e păcat ai să fii bogat. Să ai mașină bună, să ai casă bună, să ai avere, dar dacă că vezi ce-i scris cu a nevoie, mai ușor intră cămila în ac decât tu în împărăția cerului, așa că trebuie să fii smerit. Să umbli în cufaie, cu măgară, liniștit, nu? Să ai mașină sau altceva, da? Bun. Ce i-a spus Iisus să facă? Care a fost răspunsul omului? Spune, după ce, nu, după ce vin. Următoarea întrebare. 21. Așa, apoi vino, ia-ți crucea și urmează. La care a fost răspunsul omului? Omul a plecat între stani de toți, spune. El a venit sincer ca să capite viața veșnică. Da. Și să zic, da, uite, dacă eu țin legile, poate să-mi zic, bă, dar tu ești tare, bravo, deja tu ai viața veșnică. Hu, plec bucuros. Am nu, tu trebuie să faci ceva. Dar vreau să observ ceva tare, tare interesant. Foarte interesant. Atenți la ce vă spun. Numai ce am văzut cazul lui Zacheu. Îi cere Iisus lui Zacheu ca să vândă toată averea lui? Nu. Nu. Încă Zacheu spune cu gura lui că pe cine l-am năpăstuit, întorc împătrit și jumătate din averea mea o dau sărașul, o rompart. Dar ce faci cu cealaltă jumătate? S-a legat Iisus cumva de ce în ce rămâne? Spune, azi a intrat ce? Avea viață veșnică Zacheu. Dar avea și jumătate de bogății. Păi și cum la unul spune, vinde tot, dar la unul poți să păstrezi jumătate. Cum se leagă? Iisus e părtinitor. Cum? Așa, și cum s-a văzut asta? Eu îl dat după cuvință, întorc, dau, gata, jumătate. Și acum spui jumătate de avere, acum fiecare calculați-vă averea voastră. S-o poate cam cât ar costa jumătate din averea ta. Cam cât costă mașina jumătate din banii tăi, din casă, din ce ai tu. E o leacă de bani, urmă. Din conturile, din ce ai pe card. Și acum spui că jumătate o dau săracilor. E mult, ori nu e mult? E foarte mult. Și un vameș, nu e un om de rând. Adică a dat foarte mult. Dar și a rămas, nu știu, știm foarte mult, nu? Dar Dumnezeu a văzut că inima lui nu a fost lipită de ce? De vană. Și a spus, gata, ești liber, rămâi cu jumătate din averea ta, fericit și bucuros. Dar astfel altul, lipit, strâns de bani, du-te și vinde tot ce ai. Nu spune, du-te și vinde jumătate de averi. La unul i-am văzut inima dislipită, gata, dau, ești liber, ai mântuire. Altul lipită de bani, nu poți să-i mântuire. Că s-a dus întristat cu toată suma, dar întristat. Asta cu jumătate de sumă, dar vesel. Ce am vorbit noi acum, da? Da. 22. Inima acestui om era alipită de avuțiile lui. Ce oportunitate a pierdut acest om și de ce? A pierdut împărăția lui Dumnezeu din cauza avuțiilor. Și din nou întreb, e păcat să ai bogății? Nu. E păcat să fii lipit de el. Și modul în care ne raportăm noi la bani, ce arată? Arată și arată dacă noi ajungem în împărăția cerului sau nu ajungem în împărăția cerului. Vedeți cât de serioasă treaba asta. Atitudinea mea față de bunurile materiale arată dacă eu merg spre împărăția cerului sau nu merg spre ea. Mulți spun așa, din pocăiți mă refer. Alerg, îmi așez casa, îmi fac asta, îmi fac asta, asta, asta. După asta să încep să slujesc pe Dumnezeu. Nebunule, spune Domnul. Azi slujește, nu știu dacă ai să ajungi în punctul în care tinzi. Păi, dar cum dacă n-am casă? Nu spune Biblia mai întâi să am grijă de casa mea. Nu vreau să rămâi ce verset, cum îți place. Da?
dacă ai o chemare, răspunzi chemării și Domnul azi foarte grijă și cu restul. Spunea Samuel, tu țac o vorbă tare adâncă. Atenție ce a zis lui prorocul, asta e vorba lui. Spune că majoritatea oamenilor se vând, nu mă contează prețul. Și atenție, ce avertisment? Aici e o singură întrebare. Le-a dat Iisus mulțimii și omului din mulțimii care i-a vorbit. Să păzească de ce? De lăcomie și de bani. De orice fel de lăcomie. Asta spune foarte bine. Sunt mai multe tipuri de lăcomie. E foarte subtilă întrebarea asta. De ce? Fiindcă viața cuiva nu stă în ce? În belșugul avuților lui. Poți să n-ai nimic și să fii fericit. Poți să ai de toate și să fii nefericit. Ce vă spune asta despre permanența comorilor? Așa, dacă e adunată în cer, e nesecată, spune că și protejată 100%. Ce deosebire este între această comoară și comoara omului bogat din pildă? Una e trecătoare, dar alta rămâne, e veșnică. O comoară e trecătoare și nesigură. Dar altă comoară e veșnică. Unde e comoara omului? Acolo e și inima lui. Și gândiți-vă foarte, foarte bine. Unde e comoara voastră? La ce vă gândiți cel mai mult? Deci eu să fiu preocupat din împărăția cerului, nu de lărgirea împărăției mele. Sau gândirea, metanoia de greacă. O schimbare reală a modului de gândire afectează cât de persoana respectivă, cât și comportamentul acesteia. Aud cuvântul, să pocăiesc, să botează și apoi 42 ce fac? Stăruiesc în cuvânt, în părtășie părțească, frângerea pâinii și rugăciuni. Deci, pocăința lor se vede sau nu se vede după ce se pocăiesc? Ce ni se spune în acest verset? Au vândut ei totul imediat sau pe măsură ce apăreau nevoile? Ei vindeau pe măsură ce apăreau nevoile ca să acopere niște nevoi. Că e ogor, că e un măgar, că e orice. Vindeau averile lor ca să acopere nevoile care erau la adunare. Nu? O persoană mântuită dăruiește sau pune la dispoziția lui Dumnezeu posesiunile lui. Fie că e vorba de vernicii, fie că e zeciuială, fie că e orice altceva. Iacov, capitolul 2, spune că dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți, da? Și vin la tine și tu le spui, Domnul să se binecuvânteze, vă să le acoperi nevoia care o au, spune credința ta cum este zădarnică, moartă. Noi mai trebuie să vindem tot ce avem, să dăm tot la biserică, să dăm tot salariul. Asta vreau Dumnezeu spun. Nu suntem chemați să vindem tot ce avem. E vorba doar de atitudine. Punct. Vreau să vă dau un mod corect de a administra banii pe ce poate dintre vă puteți nota 4 puncte. Când primiți salariul, cum să faceți așa ca să nu păcătuiți? Primul lucru, atunci când primești banii, eu vă spun și locurile din Biblie. Maleachi, capitolul 3, spune că nu-L înșelați pe Dumnezeu, că nu se primește, nu-L dați Dumnezeu bătjocorit. Deci dați-i partea Domnului, ați primit salariu, e vorba de partea lui Dumnezeu. Cum spune lui zeciuiala? Și pocăiți azi, dau mai mult decât zeciuiala. Dar oamenii care cred că nu trebuie să o dăie, trebuie să dăie cel puțin zeciuiala. Numărul 1, nu că are Dumnezeu nevoie de banii mei. Eu îi arăt așa o Dumnezeu, ca un mulțumesc. Doamne, că tu ne-ai dat mie, de exemplu, 5.000 de lei, eu îți întorc minim 500 ca mulțumesc, dar rămân 4.500 ca să administrez eu.
2, Biblia spune, cinstiți pe cei care vă învață din cuvânt, pe păstori, pe învățători. Spune lor, dați-le o îndoită cinste. 3, Iacov, capitolul 2, dau fraților mei în credință, să le acoperi nevoile care le au. Și 4, dau oamenilor nepocăiți, dar nu dau fără Evanghelie, dau cu Evanghelie. Primul la Domnul care îți dă sănătate, dă-i partea lui, dă la cel care te învață, dă la frații tăi din adunare, că sunt văduvi, sunt orfani, care n-au, vrei să dai vieți cinevui și acoperi-o tu din adunare.